e Gică Craioveanu. Bună seara, Gică! Bună seara, domnilor! Bineînțeles că te-am sunat să vorbim despre, în primul rând, despre meciul de aseară dintre Universitatea Craiova și FCSB. Am văzut și am și găzduit așa în emisiunea de după meci postarea ta de aseară. Iartă-ne, împărate, și ai publicat o poză cu Ion Oblemenco din vremea în care erai și tu tânăr. Și ascundea așa o profundă dezamăgire, o profundă tristețe această postare. Cum ai trăit meciul? Vali, am fost foarte, foarte supărat după meci. Prima repriză, eu zic că echipa a avut totuși atitudine, a avut acea ocazie cu Mitriță, care se putea face 1-0 pentru noi și se schimba soarta meciului, dar nu mi-a plăcut absolut deloc atitudinea echipei din repriza a doua. Eu cred că ne-au călcat în picioare, pur și simplu. Au fost foarte mult superiori în toate aspectele, ca organizare, ca ambiție, ca tot. Și de asta am fost prins și dezamăgit. Pentru că vezi tu, mândria asta noastră de a oltenilor a fost tot timpul la aceste meciuri, la meciurile importante contra celor din capitală, contra lui Dinamo, contra lui FCSB, da, contra lui Rapid. Domnul Craioveanu, corect a spus. Voi oltenii vorbiți întotdeauna de mândria asta nebună în toate domeniile, da? Nu numai în fotbal. Ea nu există, domnul Craioveanu, în raportul ăsta FCSB, CSU, Craiova. Chiar că nu există, mie așa mi se pare. Adică, statistic vorbind, sunteți ciuca bătăilor, vă rog să nu vă supărați. Acum zic așa, ca cu FCSB nu există. Și eu mă întreb de ce se întâmplă lucrul ăsta. E sunt jucători, exact ca dumneavoastră, se învârt în mormânt, Balaci, Oblemenco, așa e. Adică rezultatul e, știu dinainte, un meci CSU Craiova cu FCSB, îl cam știi. Și nu insinuez că s-ar întâmpla ceva, credeți-mă. Da, pare o echipă timorată. Eu te înțeleg ce vrei să spui. Da. Eu te înțeleg perfect ce vrei să spui. Numai că, vezi tu, eu am crezut ieri, că fiind ultima șansă de a te agăța cât de cât, corect, păi asta, ceva pentru campionat, să lupți, să exact, ai o mică șansă, o mică speranță și să ai atitudinea din repriza a doua. Eu chiar n-am înțeles. Și mai ales că deja lăsați o imagine slabă cu Farul. De exact. Considerat că echipa va avea altă atitudine la meciul de aseară. Și uite, m-am înșelat. Așa este. Și nu mai poți să discuți de arbitraj, domnul Craioveanu, din punctul meu de vedere. Grande, nu poți. Ok, poți să discuți, hai, că poate n-a fost penalti sau a fost penalti, depinde cum... Corect, dar e în plan secund măcar. Vorbesc acum de ce a declarat patronul. Am înțeles, e o frustrare. De fapt, pai tăi trebuie să-i cerți, să-i ocărăști într-un fel, și dar nu să te iei de arbitraj, să le dai apă la moară că... Din motivul ăsta. Da, scuză arbitrajul, da. Nu. Totuși, adică... Mihai, eu înțeleg ce a vrut să transmită, dar poate nu era momentul. Am înțeles și exact, da. Da, da, păcat, pentru că păcat. Totuși, eu cred că tu ai fost supărat după meciul cu Farul, care e un accident totuși, că echipa, corect, a avut atitudine, da, a avut ocazii, a fost în meci. Dar aseară, eu cred că repriza a doua, niciunul dintre noi nu consideră că noi am fost în meci. Așa noi, practic, repriza a doua am fost missing. Deci, da, total dispăruți din fotbal. Da. Credeți că e o chestiune de antrenori, o chestiune de atitudine a jucătorilor? Un pic de tot. Un pic de toate și de tot. Eu cred că mister, în primul rând, ca să joci cu trei fundași centrali, Ilie a jucat atacant, ca să joci cu trei fundași centrali, tu trebuie să pregătești acest sistem la antrenamente. Și trebuie timp. Uh-huh. Și joci cu trei fundași, eu am spus tot timpul, joci cu trei fundași, poți, când echipa joacă cu doi atacanți periculoși, rapizi, ca cel de-al treilea apărător să închidă. Dar nu joci la un meci cu FCSB când tu știi că punctul forte al FCSB-ului, punctul tare, este mijlocul terenului. E acolo ne-a omorât pe noi.
I-au câștigat tot timpul în disputele la mijloc. Au fost mult peste mijlocașii noștri. Vorbeai de doi atacanți, Craiova n-a avut niciunul la seară. Noi n-am avut niciun atacant. Da, am jucat cu nou fals. Ok, poți să joci cu nou fals, dar nu joci cu mici lungi, cum am jucat noi. Tu joci cu mici lungi pe cine? Pe Mitriță, care are 1,60 m. Nu poți. Deci noi am pierdut și cred, eu sincer, nu-l cunosc pe mister, n-am lucrat, nu l-am văzut, dar e greșeală din start. Tu mesajul care transmis că joci cu 3 fundași, cu 5 fundași, e de teamă, de respect pentru adversar. Eu așa am înțeles. Dar poate că a pregătit, zici că trebuie pregătit un astfel de sistem. Eu n-am informații, dar poate că a pregătit în perioada de iarnă, nu? Exact, trebuie pregătit. Tu nu poți să joci cu 5 fundași. Joci cu 4, cu farul și peste 5 zile sau 6 zile joci cu 3 fundași, cu 5. Deci ăsta trebuie pregătit o lună, 2-3 săptămâni, o lună. Și să joci aproape meci de meci ca să echipa să simtă care sunt relațiile între ei să fie ok. Și crezi că e o măsură disperată, Gică? O măsură de... Eu cred că a fost o măsură disperată, pentru că a văzut că echipa a jucat slab în plan defensiv la meciul cu Faru și a căutat găselnița asta cu 3 fundași centrali. Dar, nu știu, mie, sincer, mie prima repriză, într-adevăr, uite, aici vedem iar ocazia lui Mitriță, mie mi-a plăcut cât de cât atitudinea, dar repriza a doua, eu am trist, eu n-am dormit până la 4 dimineața de nervi. Dar ce ai făcut, Gică, până la 4 dimineața? Am stat să plâng, să plâng de milă, ce să fac, Vali? Nu, totuși, consider... Atitudinea. Tu, dacă ai atitudine la un meci ca ăsta, nu poți să pierzi cu 3-0, să te calci pe un picioare FCSB la tine acasă. Unde e mântria a noastră, a oltenilor? Și în primul rând, și nu în ultimul rând, Vali, tu înlături publicul de lângă tine. Noi am trăit toată viața din iubirea asta publicului pentru noi, pentru jucători, pentru olteni, pentru craioveni. Acum pare că nu mai există. Nu știu, parcă s-a rupt ceva între public și echipă și asta e grav. Da. Vorbești despre repriza a doua. A contat probabil foarte mult faptul că FCSB a înscris repede, odată în finalul primei reprize și odată în startul reprizei a doua. Îți dai seama, contează. Pentru moral contează foarte mult. Da, și altă e atitudinea. Tu joci mai relaxat, cum a jucat FCSB. Mie mi s-a părut aseară, sincer, și îmi pare rău să o spun, dar mie aseară FCSB mi s-a părut ca o echipă campioană. O echipă care știe ce vrea, o echipă cu personalitate, o echipă cu tupeu în momentele cheie. Deci mie mi-a plăcut, sincer, și nu sunt periuță sau să... Dar chiar atitudinea lor mi-a plăcut și felul cum au abordat jocul. Crezi că se mai poate discuta despre titlul de campioană, nu în cazul Craiovei, ci în cazul FCSB-ului? La noi nu. Și cred că FCSB în momentul ăsta e cea mai mare favorită la titlu. Pentru că Vali arată foarte bine ca echipă. Deci arată foarte bine, arată siguranță în joc. Au câțiva jucători care sunt top în momentul ăsta, în vârf de formă. Și aici mă refer la Olaru, la Coman. Șut mi-a plăcut în fața părării. Deci au o echipă bună. Arată bine, au o echipă bună, sunt jucători în formă, dar parcă nimeni nu vrea să le pună probleme. Bineînțeles, exagerând puțin. Adică te aștepți, cum ne așteptam aseară la Craiova. Celelalte echipe importante din campionat tot nu reușesc să îi opună în dificultate pe FCSB, măcar în anumite momente de joc. De că Rapidul i-a pus în dificultate, da, la cel meci de pe Național Arena. Dar Steaua, FCSB arată bine, Vali. FCSB în momentul ăsta, eu cred că e cea mai informă echipă din România și cea mai informă echipă a Stelei din ultimii ani, a FCSB-ului, sincer. Da, și nu e vorba doar de forma de acum, ci pe tot parcursul sezonului. Exact. Asta o arată și clasamentul, care are 50 de puncte și e la mare distanță. Cum joacă fotbal, cu ce încredere, cu ce atitudine bună, pozitivă, nu știu, parcă, mister sau cine le-a, parcă le-a injectat ceva special. Deci, ca atitudine, jos pălăria.
Gica, au mai fost chiar și în perioada asta de când este actuala formulă, să zicem, cu Mihai Rotaru implicat, cu revenirea echipei din Liga a doua, chiar și doar din această, doar în această perioadă au mai fost momente de mare dezamăgire pentru Universitatea Craiova. De ce te-a afectat atât de mult meciul de aseară, rezultatul de aseară și nu altele? Pentru că, Vali Vestu, eu am crezut că echipa va arăta diferit. Eu am crezut că știau că e ultima șansă de a ne găța la titlu. Și, nu știu, atitudinea unor jucători, ne-au călcat în picioare, eu nu sunt obișnuit. Eu n-am pierdut cu Steaua niciodată acasă, la Craiova. Deci, pentru mine, meciul cu Steaua sau cu Dinamo era top. Deci, preferam un joc contra lor decât un meci din cupele europene, sincer. Pentru că eram de 10 ori mai motivat. Și de asta nu mi-a plăcut. Deci, nu poate să te bată 3-0, hai 1-0, să zici, că poți discuta, Vali, să nu ne păcălim. 1-0 cu acel penalti, se poate discuta. Nu, domnule, da. că n-a fost. Dar 3-0 și atitudinea... 3-0 și 6-0 la general, ca să zic așa, că a fost 3-0 și la general și faptul că tu, în prima repriză la București, eu n-am suferit la fel, niciodată. Pentru că Steaua a marcat de 3 ori, FCSB a marcat de 3 ori, că tot timpul spun Steaua, FCSB a marcat de 3 ori și au avut două bare. Deci au fost mult superiori. Apropo de ratări, stadionul tău și când tu știi că lumea e supărată pe tine după meciul cu Farul, trebuie să ai altă atitudine, Vali. Da. No, sincer, nu. Puteți, domnul Craioveanu, să dați o explicație ratării lui Mitriță? Adică un jucător ca el, cu experiența pe care o are, se poate întâmpla se întâmplă să tragi în portar? De acolo? Cum da. Nu se poate. Păi nu, dar diferența între un jucător de valoare cu noi, cu atacanții Decebal, noi tot timpul tindem, când avem timp de gândire, să închidem ochii, să dăm tare. Când nu ai timp de gândire sau când nu ai timp? Când ai timp de gândire. Când ai timp? Timp de gândire. El a avut timp să... Păi asta zic, a avut timp. Și atunci trec 100 de posibilități prin cap. Noi, Decebal insistă pentru că gândește că dacă era un atacant central de meserie, ar fi dat gol acolo. Da, să dai gol, mister. Când ai din instinct, ai mai multe șanse să dai gol. Când te gândești ce fac, că-l văd, că iese, că acoperă, și el a închis ochii și a dat la poartă. Dar nu e ăsta motivul pentru care am pierdut. Repet, nu, nu e ăsta, dar chiar mă uit la fază, m-am tot uitat la fază, un jucător cu talentul lui, cu experiența lui, să dea în portar de acolo e... De ceva, eu am avut o ocazie mai mare cu PSG, da? Când era Bernard Lama portar. Singur, am scăpat de la 20 de metri și am zis, îl execut. Și am închis ochii și am dat în el. Asta e. Da, am înțeles. Nu, da. Nu, tu atunci când ai timp de gândire, gândești prost, că asta este pentru atacanți. Noi suntem buni sau am marcat diferența când n-am avut timp de gândire, când am dat din instinct. Și le-a fost golgeterul României și știe la ce mă refer. Da. Clar. Da, clar. Gică, luptă cu el. Da. Da, a fost în luptă cu el, da. Bine că s-a accidentat și i-am furat izlul. La anul următor a câștigat el. Gică, bun, am înțeles mesajele pe care le trimite domnul Rotaru de arbitraj, de răbdarea pe care trebuie să o avem cu Petev, că e și el abia venit, să zicem, că e într-un campionat nou, că au mai venit niște jucători care abia se adaptează și ei. Ideea este însă că pare încă un sezon ratat pentru Universitatea Craiova. Încă unul. Este un sezon ratat. Chiar și în cazul în care noi am câștigat Cupa Valii, eu cred că e un sezon ratat. Pentru că mă uit în istorie. Uite, mă uit la Barcelona. Barcelona acum a ieșit și din cupă. Ei ziceau că o să ia cupa și o să salveze anul. Nu există așa ceva la Craiova. La Craiova, după 33 de ani, se vrea titlul. Pentru mine un sezon mai mult decât ratat. Da. Și mai ales că, tu dă seama, mai sunt 3 luni de competiție, 4 luni. Ce mai explici tu acum unui spectator?
doar să ai un play-off aproape de perfecțiune și să trăiești așa cu senzația aia, dacă aveam și sezonul regulat bun, uite că puteam să luăm titlul anul ăsta. E greu, Vali, să schimbi dinamica unei echipe, e greu, și mai ales că sunt atât de multe puncte puse în joc și tu trebuie să riști. Nu cred. Îmi pare rău să spun, și eu am fost tot timpul un tip optimist și sunt optimist din calea afară, dar sezonul pentru noi e încheiat. Să fim serioși. Te-aș întreba, nu că aș face un caz din asta, pentru că chiar mi-e un fotbalist cu calități, mi-e simpatic, are, tocmai pentru că are valoare, cred că are valoare, îl aduc în discuție. Totuși, de ceva vreme, Bayram nu mai progresează deloc, dimpotrivă, parcă și aseară și în alte partide. Așteptam de la el o creștere de să ajungă spre echipa națională. Acum vreo 4 luni și a apărut și un articol cu mine în presă că nu-l înțeleg. Când tu ai șanse să joci la echipa națională, când ești un jucător care clubul are încredere, ești titular, meci de meci la echipă, să ai, nu știu, să nu faci nimic, să dai un gol cu UTA, că a dat un gol cu UTA, dacă nu mă înșel, dar după aia să dispar tot timpul din joc și mai ales la meciurile importante. Acolo sunt fotbaliștii mari. De ce Bellingham e lăudat toată ziua? Că Bellingham joacă bine la meciurile mari, sau eu ce știu, sau Messi, sau Ronaldo, că erau buni la meciurile mari. Cu Almeria e mai greu să motivezi un jucător, dar la meciurile mari să văd cu jucătorii adevărați, fotbaliștii. Da, nu mai zic că... Și toți aveam stat în minte că va da un pas înainte. Ei 10, cu 10 să mă scuze, a jucat Ovidiu Stângă, ultimul mare mijlocaș ofensiv al Craiovei, și Costică Donose. Și când vorbesc de Donose, mă ridic în picioare, Vali. Doi fotbaliști geniali, două talente. Tu când joci cu 10 la o echipă, trebuie să aduci altceva. Și de asta i-am spus și lui că supăra pe el. Pentru că nu văd că care e motivația ta, l-am întrebat. Ce vrei să faci? A, nu, grande, că vreau să fiu internațional, că vreau... Unde? Cum? Cum? Dar da. Și nu e cazul numai al lui Bayram. Nu e cazul lui, dar l-am invocat pe el pentru că mi se părea că mustește de talent și că el va avea o creștere foarte mare și nu o sesizăm, din păcate. Și mă refer și la Ivan. Și da. Ivan și Andrei are calități senzaționale pentru a juca fotbal. Are viteză, are explozie, are gol. Dar tu, dacă n-ai atitudine și nu poți să reușești în viață. No, cum mai comenta afirmațiile lui Mihai Rotaru dinainte de meci, că post pe post avem jucători mai buni ca ei? Pentru că pare dintr-o altă realitate. Mike, eu cred că a vrut să motiveze într-un fel sau altul echipa cu declarația aceea. Dea niște declarații războinice. Da, eu am spus tot timpul, valid, de când a început. Noi avem 3 jucători foarte importanți la echipă, mi se pare mie, care ne-au ținut până acum cât de cât. Mitriță, Screciu și Bancu. Pentru mine au fost cei mai buni jucători ai Craiovei. Dar ceilalți trebuie să facă ceva să ajute. Iar în apărare să primești 5 goluri în 2 etape pe teren propriu și e grav. Că tot ai amintit puțin mai devreme, Gică, de Barcelona, cum ai comenta anunțul făcut de Xavi, că renunță la sfârșitul acestui sezon? Noi am vorbit după meci, avem o emisiune seara specială la radio și eu nu înțeleg de ce continuă, dacă tot va renunța. Pentru că echipa, el a spus singur că el e catalan, că trăiește și simte culorile Barcelonei, și vede cu un moment dificil. Dacă tu vezi că echipa e în probleme și crezi că ar trebui un schimb, fă-l acum, Vali.